concentrându-ne în primul rând pe lumea materială, pierdem legătura cu cerul. Pierdem relația cu Dumnezeu, de care s-au bucurat Adam și Eva înainte de cădere, sau fiul risipitor, înainte de a se hotărâ să părăsească palatul cerului. Această ruptură se află în inima dilemei noastre existențiale și este cauza tuturor tulburărilor și suferințelor psihice ulterioare. Numele meu este Sorin Lucaci, PR la Editura Herald și organizator de evenimente. Vă spun bună seara! Vă mulțumesc din suflet că v-ați făcut timp să veniți în această după-amiază de sâmbătă, 20 aprilie, sâmbăta lui Lazar, la evenimentul organizat de Editura Herald. Aici, într-o frumoasă librărie, gazda noastră din această seară, librărie în care am mai organizat și sperăm și ne dorim să mai organizăm evenimente frumoase, librăria Humanitas Cismigiu. Evenimentul din această după-amiază se numește Isihasmul, drumul către rugăciunea inimii, pentru că, așa este frumos, și pentru că mâine este o sărbătoare foarte importantă, floriile pentru cei care își servează mâine ziua numelui la mulți ani. Ce este Isihasmul și care sunt metodele de practică isihast? Ce este rugăciunea lui Isus, dar rugăciunea inimii? Ce se înțelege prin baza gândurilor în tradiția creștin-ortodoxă? Iată câteva întrebări cu care s-a confruntat aproape orice creștin practicant și lucrător pe cale. Ajutați de dialogul lui Kyriakos Markides cu duhovnicul său, Părintele Maximos, vom încerca împreună să găsim răspunsuri la toate acestea și la ce înseamnă isihasmul ca practică spirituală. Am început acest eveniment, în această după-amiază, cu un scurt citat din cartea Muntele Tăcerii de Kyriakos Markides. Evenimentul este prilejuit de lansarea acestei cărți în colecția Spiritualitate Creștină, puțin mai târziu colegul meu, Mihai Liță, care se îngrijește îndeaproape de această colecție, ne va povesti despre colecție. Discuțiile în jurul cărții Muntele Tăcerii de Kyriakos Markides, publicată în colecția amintită puțin mai devreme, Spiritualitate Creștină, de la Editura Herald, este doar un prilej pentru noi toți ca să reflectăm la rugăciunea inimii și la neîncetata fază a gândurilor ca premiza lucrării rugăciunii în om. În această incursiune spre ceea ce înseamnă de fapt adevărata trăire interioară, adevărata trăire lăuntrică, sunt alături de noi cu inima deschisă în această după-amiază invitații, Părintele Profesor Ion Buga, teolog, membru al Uniunii Scriitorilor, Profesorul Teodoru Ghiontea, profesor de istorie, de religie și consilier editorial al Editurii Herald, Andrei Găitănaru, publicist și filosof, împreună cu profesorul Teodoru Ghiontea, cu părintele profesor Ion Buga și cu Andrei Găitănaru, în ultimele două săptămâni am promovat acest eveniment și această carte superbă, realmente o carte remarcabilă, Muntele Tăcerii, la câteva emisiuni radio și TV. Și nu în ultimul rând, cel care mi-a fost foarte aproape și m-a ajutat și cu care ne-am consultat în privința oricărei probleme, colegul meu, Mihai Liță, senior editor, coordonatorul colecției Spiritualitate Creștină, colecția editurii Herald. Am să-l rog pe Mihai, înainte de a procede în miezul dezbaterii noastre din această după-amiază, să ne spună câteva cuvinte despre Editura Herald și despre această colecție superbă în care, iată, apar cărți frumoase, cum este Muntele Tăcerii de Kyriakos Markides, colecția Spiritualitate Creștină. Bună seara, mulțumesc, Sorin. Trebuie să încep prin a vă spune că s-ar putea să tușesc în cursul intervenției mele, pentru că am contractat o viroză și n-am reușit să scap de ea, deci îmi cer scuze din start. Și acum să intrăm în subiect. Editura Herald este
destul de, este unică, oarecum, în peisajul românesc de carte, pentru că își coordonează toată activitatea către câteva idei principale. Una dintre ele este îndreptarea către duh, ai zice, și nu către lut. Încercăm prin toate colecțiile noastre să îndreptăm pe om către propriul centru, pe toate nivelurile, chiar dacă unele dintre colecțiile noastre se adresează unor zone mai mundane, altele se adresează unor zone mai înalte ale ființei umane, astfel încât avem de la colecții de parentaj și de cuplu, ca să zic așa, pasul 2 se numește, colecții de cultură și civilizație, colecții de psihoterapie, deci tot ce ar putea să adreseze cunoașterea de sine a ființei umane. Și avem, desigur, și o sumă importantă de colecții de spiritualitate, care ne-au făcut și cunoscuți în decursul timpului, cred că sunt vreo 15, dacă nu mă înșel. Ele sunt repartizate ca un fel de hartă spirituală a lumii, astfel încât toate tradițiile mari sunt acoperite. Unele dintre ele au necesitat chiar mai multe colecții, pentru că au anumite specificități. Colecția Spiritualitate Creștină își deschide porțile, la fel ca de altă toate colecțiile noastre, pentru toate opiniile și toate discursurile valide din acest domeniu, astfel încât avem de la părinți mari ai Bisericii, de la începuturi, cum ar fi Grigorie de Nisa sau Ioan Gură de Aur, la mistici mari ai Bisericii Catolice, de exemplu Sfântul Ioan al Crucii. Acum, ca să anticipez puțin, suntem în... Practic vom semna al doilea contract și vom contracta a doua carte cu Ordinul Carmelitanilor de Scult, și anume Castelul Interior a Sfintei Tereza de Avila. Și, în general, colecțiile noastre de spiritualitate sunt alcătuite pe trei benzi, pe trei seturi de idei. Texte fundamentale, exegeze, fie ele clasice sau moderne, și practică. Chiar practică spirituală. Cartea lui Kyriakos Chemarkides face parte din amândouă ultimele categorii, atât din cea de, să zicem, exegeză, deși e mai degrabă un jurnal spiritual, e foarte lesne de citit, dar foarte adâncă, după mila mea părere, dar și din cea de practică, și vom detalia inclusiv aici din ce motiv este așa. Prin urmare, n-aș mai ține microfonul ca să avem timp să discutăm. Mulțumim, Mihai. Pentru acest eveniment, în urmă cu câteva zile, Mihai mi-a făcut și eu, la rândul meu, vă fac dumneavoastră cu inima larg deschisă, o surpriză plăcută. Este vorba despre un scurt mesaj al autorului, al lui Kyriakos Markides, pe care, pentru cititorii din România, pe care îl voi da citire în momentul acesta. Dragi cititori români, sunt încântat să primesc vestea cea bună a publicării în limba română a cărții Muntele Tăcerii. În această zi de 20 aprilie, sâmbăta lui Lazar, împărtășesc cu voi bucuria lansării ei oficiale. Am încredere că publicul român va primi favorabil această lucrare, care exprimă viziunea spirituală a creștinismului ortodox, viziune care ne îmbunătățește viața, păstrată la Sfântul Munte Athos și răspândită cu atâta măiestrie de bătrâni precum Părintele Maximus. Sper că la un moment dat să vă vizitez țara despre care am auzit atât de multe lucruri deosebite, în special despre minunatele ei biserici și mănăstiri, despre profunda spiritualitate și caracterul ospitalier al poporului român. Am experimentat această deschidere a inimii la câteva familii românești, care sunt membre ale micii noastre parohii ortodoxe de aici, din Bangor, Maine, Statele Unite.
familii formate integral din tineri medici. Abia aștept să le transmit veștile bune despre ediția românească a Muntelui Tăcerii. Cu cea mai afectuoasă considerație, vă urez tuturor un Paște binecuvântat, Chiriacos Marchides. Mihai, pentru a stabili cadrul discuției noastre, te-aș ruga să continui tot tu, împărtășindu-ne unele din gândurile tale legate despre această carte, despre Muntele Tăcerii și câteva scurte repere legate de lucrarea isihiei, ce înseamnă isihasmul, așa cum transpar ele din cartea Muntele Tăcerii. O să încep invers, să discutăm puțin despre câteva repere legate de isihasm, ca să știm despre ce e vorba în Muntele Tăcerii. În procesul acesta de pregătire al evenimentului am avut mai multe variante de discurs și am ales-o pe aceea care dau cuvântul Scripturii și unor bătrâni care vorbesc despre aceasta, mai discusiți cu siguranță decât mine. Așa că o să începem cu o pagină de paterii. Ava Teofil, arhiepiscopul, s-a dus odată la schit. Și adunându-se frații, au zis lui Ava Pambo, zi vreun cuvânt episcopului ca să se folosească. Zisa lor bătrânul, dacă nu se folosește de tăcerea mea, nici de cuvântul meu nu poate să se folosească. Cred că este o definiție foarte bună a isihasmului, pentru că isihasmul este acel nucleu inițiatic al căii creștine, acel vehicul rapid, dacă vreți, care există în orice cale și care necesită o anumită rețetă, necesită existența unui duhovnic, necesită o foarte mare determinare și așa mai departe. O să discutăm și cu siguranță și ceilalți invitați vor discuta despre asta. În orice caz, isihasm vine de la grecescul isihia, care înseamnă liniște. Deci, în esență, isihasmul este o practică a liniștii. O altă legătură care se face cu termenul isihast este cu cuvântul românesc sihastru. Vezi, de exemplu, Daniel sihastru, adică om care s-a retras undeva în munți sau în pădure, undeva în afara lumii locuite, ca să accentueze pasul căutării sale. Aici aș vrea să fac o paralelă care mi s-a părut interesantă, e singura pe care o voi face cu altă cale. În tradiția chineză, un astfel de om este numit de obicei nemuritor, adică Sien. Este foarte interesant că acest caracter, Sien, se scrie cu doi radicali, cu om și munte. Deci este un om al muntelui. Și principala metodă cu care calea chineză începe și se termină este numită a sta așezat în liniște. Țințu. Adică este cam același lucru. Deci și acolo și aici. Așa, cu titlul de curiozitate. Pentru laic, în general, există o prejudecată că isihasmul este destinat doar acelora care intră pe calea cea îngustă a călugăriei și, prin urmare, nu este o disciplină destinată laicului. Cartea noastră o contrazice, Părintele Maximus o face de nenumărate ori, explicând că această cale, măcar primii ei pași, că pentru că sigur toți se pot apuca, nu toți pot să termine, că nu depinde numai de ei, după cum se va vedea. Deci este o cale care este destinată și laicului. Iar pentru laic, el este o parte din pravila lui personală de rugăciune, de taină, de acasă, ca să zic așa, în contraparte cu viața lui teopște liturgică. Aici am putea să facem referire la o pagină evanghelică, la Matei 6:6, care spune, tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te tatălui tău, care este înascuns, și tatăl tău, care vede înascuns, îți va răsplăti ție. Deci, isihasmul este această practică interioară a liniștii, integrată în calea, adică parte integrantă a căii creștine. Din cartea noastră și nu numai, din
și din scrierile filocalice transpare o anumită stratificare a căii isihaste. Există trei trepte, care din nou e interesant că se regăsesc și în alte tradiții și chiar în tradiția catolică. Prima treaptă se numește catarsis, care înseamnă purificare, despătimire. Adică a ajunge la acele virtuți care sunt fundamentale și a elimina acea lipsă a virtuților sau acea întunecare a acestor virtuți pe care o reprezintă păcatele. Despre această parte discută, de exemplu, un părinte de la început al bisericii, Evagrie Ponticul, care vorbește despre cele 7 sau 8, de la caz la caz, păcate și are o întreagă tehnologie, ca să zic așa, mă scuzați, eu sunt inginer de profesie, de despătimire. În tradiția catolică aceasta e numită purificatio. A doua cale este numită, a doua treaptă este numită photisis, sau iluminatio în calea catolică, iar a treia este numită theosis, adică îndumnezeirea, sau unia mistică în calea catolică. Este foarte interesant că putem găsi unele referiri la acești trei pași în opera alchimică. Deci ele coincid, pașii coincid destul de exact, dacă studiem, cu cei trei pași din opera alchimică, Nigredo, Albedo și Rubedo. În mod firesc, cartea noastră vorbește despre primul pas, pentru că de la al doilea pas este nu mai este vorba despre căutarea omului sau doar despre căutarea și efortul omului, de fapt nici la primul pas nu este astfel, dar de la al doilea pas, în mod sigur, trebuie să intervină grația, harul lui Dumnezeu, fără de care poți rămâne pe loc la nesfârșit. Bineînțeles că dacă te vei învrednici, probabil că la un moment dat, pentru că Dumnezeu e bun, harul va coborî. Poate că nu înaintea unei nopți întunecate, cum spune Ioan al Crucii. Un instrument practic esențial al acestei căi, despre care se știe, este rugăciunea lui Iisus. Este o rugăciune scurtă. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sau mai scurt, așa cum se spune la Sfântul Munte, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Kyrie Iisus Hriste, eleison me. Ea a fost legată de un pasaj din 1 Tesaloniceni 5:17, care spune rugați-vă neîncetat. Este un deziderat despre care s-au întrebat foarte mulți, inclusiv pelerinul rus, în acea lucrare celebră, acel țăran care vrea să învețe să se roage neîncetat. Și toată lucrarea respectivă, apărută de asemenea și la noi, la Editura Herald, povestește despre toată munca lui de a înțelege și de a lucra rugăciunea lui Iisus. Trebuie să fac o mențiune aici că rugăciunea lui Iisus și rugăciunea inimii nu sunt același lucru. Rugăciunea inimii este efectul acestei practici isihaste care nu conține numai rugăciunea lui Iisus. Este o coborâre a Harului și un moment în care rugăciunea lucrează în mod direct în inimă, ca efect a acestui Har. Deci este la măsuri înalte, pentru că foarte adesea se mai aude, eu practic rugăciunea inimii, ceea ce pe mine personal mă umple întotdeauna de încântare, pentru că înseamnă că avem în față un practicant sporit al isihiei. O condiție sine qua non a căii isihaste este existența unui duhovnic sporit, care are deja această rugăciune. În tradiția atonită ea este numită efche. Este ideal dacă poate fi găsit un astfel de părinte care are rugăciunea inimii, deci a parcurs acești pași și poate să îndrume pe cel care îi cere binecuvântare și îndrumare în acest sens. Din nefericire, adică din fericire există astfel de părinți, din nefericire nu sunt chiar atât de des de întâlnit cât ne-am putea dori. Scopul acestei căi întreite
O să-l las aici pe Părintele Maximus să ne spună. El spune așa, forma ideală și supremă a credinței adevărate înseamnă să ai experiența directă a lui Dumnezeu ca realitate vie. Întreaga metodologie a tradiției mistice creștine autentice, așa cum e formulată de Sfinți, este să atingem stadiul în care devenim conștienți de realitatea lui Dumnezeu în lăuntrul nostru. Cu referire la Luca 17:21, Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Când aceasta se întâmplă, continuă Părintele Maximus, așa cum am spus de multe ori, nu mai e o chestiune de credință în existența lui Dumnezeu, ci o recunoaștere directă a relației eterne și neîntrerupte care există între Dumnezeu și omenire. Până atingem acest punct, rămânem pur și simplu în derivă, în domeniul ideilor și nu în interiorul esenței spiritualității creștine, care este comuniunea directă cu Dumnezeu. Și mai spune Părintele Maximus, făcând referire la Matei 5:48, pe care îl citesc, fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru din ceruri desăvârșit este, spune asta. Când oamenii renunță total la egoismul lor și ajung în starea de teosis sau unirea cu Dumnezeu, atunci tot ceea ce doresc ei este ceea ce și Dumnezeu dorește și atunci li se dă. Nu există decât o mică demarcație între ființa individuală și Dumnezeu, între voința celui sporit întru Hristos și voința Domnului. Pentru această lucrare a rugăciunii cu Iisus este necesară o pregătire lăuntrică. Și aici o să citesc din părintele despre care se vorbește în carte, Sfântul Paisie Aghioritu, unul dintre marii duhovnici ai Sfântului Munte, care spune: rugăciunea trebuie să se facă cu mintea curată, fără gânduri și fără reprezentări. Este una dintre practicile în care, dacă apar imagini, ceva nu e în regulă, adică nu că ceva nu e în regulă, dar ele trebuie respinse în mod sistematic. A te încânta de stări și imagini nu este cale isihastă. Chiar dacă acestea sunt chipuri ale lui Hristos sau reprezentări din Sfânta Scriptură, ele sunt primejdioase, mai ales pentru cei care au multă mândrie și multă imaginație. Întreabă ucenicul Gheron, dar cum se curăță inima? Cu smerenie, cu neținerea de mintea răului, jertfire de sine, purtare dezinteresată, spovedania gândurilor, nevoință, rugăciune și mai ales cu rugăciunea lui Iisus se curăță inima. Rugăciunea Doamnei Iisus se aruncă afară tot balastul pe care îl are inima. Gheronda, se poate curăța inima numai cu Doamnei Iisus? Gheronda înseamnă bătrân, adică sporit în har. Nu, nu se poate face curățirea numai cu Doamnei Iisus, dacă nu există împreună cu ea și smerenie și nu se face și nevoința corespunzătoare. Și acum o să vă citesc și o să vă vorbesc foarte puțin, pentru că deja am vorbit prea mult, despre rugăciunea lui Iisus, propriu zis. Spune un... Ea poate să fie făcută în două variante, ca pravilă zilnică, deci practica noastră zilnică, sau de toată vremea. Despre cea de toată vremea vom vorbi la a doua intervenție. Și ea poate să fie verbală și așa se începe. Se folosesc de obicei uneori un rozariu, un mătănii, un șir de mătănii. Sau poate să fie mentală, rugăciunea minții. Spune un foarte cunoscut episcop englez, Callistus Ware, rugăciunea lui Iisus e o rugăciune de o extraordinară versatilitate. E o rugăciune pentru începători, dar care conduce și la cele mai profunde misteri ale vieții contemplative. Poate fi folosită de oricine, în orice moment și în orice loc. Când stai la coadă, când mergi pe stradă, când călătorești cu autobuzul sau cu trenul, când ești la lucru, când nu poți dormi noaptea, în momente de intensă anxietate, când nu te poți concentra asupra altor feluri de rugăciune. Iar Părintele Maximus spune, la început e mai ușor să recizi rugăciunea atunci când faci ceva care nu necesită concentrarea atenției, cum ar fi spălatul vaselor. La Sfântul Munte știu din relatările unor prieteni care au fost, de fapt cred că și Andrei a pomenit, curăță cartofi și rostesc pe rând rugăciunea inimii, rugăciunea lui Iisus de câte 100 de ori fiecare. Și e un fel de lanț de rugăciune neîntrerupt toată ziua. Nu numai la cartofi, deci la toate treburile lor de zi cu zi. O să vedem la ce folosește acest lucru.
Lipsa de experiență nu trebuie să te descurajeze, e o dificultate pe care o poți depăși cu timpul. În stadiile timpurii ale practicii spirituale nu trebuie să te preocupe calitatea rugăciunii. Dacă mintea ta nu este sau dacă este, mintea ta este sau nu concentrată asupra cuvintelor. Indiferent ce faci în această etapă, mintea va rătăci, n-ai cum să eviți acest lucru. Dar rugăciunea și are propria sa putere și energie. Și o parte din adică partea principală din puterea și energia ei este că conține numele lui Iisus, care, după cum spun părinții, este numele de care se cutremură toată tăria de sub cer. Și acum închei prima mea intervenție, citând din nou din Sfântul Paisie Aghioritu, despre rugăciunea propriu-zisă. Gheronda, acum rostiți rugăciunea lui Iisus cu inspirație și expirație, pentru că ea se corelează și cu suflul natural, ca metodă de sporire, nu e nicio metodă magică, e o metodă de îmbunătățire a calității concentrării ca să te poți ruga mai bine. Mă obișnuisem să rostesc rugăciunea întreagă, cu inspirația rosteam Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iar cu expirația, miluiește-mă pe mine păcătos. Dar după operația la plămâni nu mai ajungea respirația să o spun întreagă, ci cu inspirația spuneam Doamne Iisuse Hristoase și cu expirația, miluiește-mă. Cu alte cuvinte, această metodă se adaptează la specificul ucenicului, inclusiv la lungimea suflului său respirator. Există și ritmuri respiratorii mai complicate care se dau de la duhovnic la ucenic și despre care n-aș vrea să facem vorbire acum pentru că sunt periculoase și mai detaliate. În schimb, aș vrea să vă citesc un text scurt și gata, termin, promit, care este o metodă destul de puțin cunoscută, practicabilă de către orice creștin, nu isihast sau pur și simplu creștin. Și textul, din nou, recomandă această metodă direct, fără să comentarii. Vine odată o femeie la vlădica Antonie al Surojului, în sfânt. Și se plânge. Vlădică, citesc acatiste în fiecare seară, canoane. Nici o bucurie n-am, mă irită, nu știu ce să mai fac. Nu-L simt pe Dumnezeu, niciun semn n-am. Și atunci vlădica îi zice, știi ceva? Încearcă, du-te acasă, pun-te în fața icoanei și taci. Încearcă să auzi, să asculți ce-ți va spune ție Dumnezeu, pentru că tu, pălăvrăgind atâta, nu-L lași să-ți vorbească și pe El. Și s-a dus femeia și a făcut așa și a venit cu mare bucurie. Și aici reamintesc de un cuvânt al lui Brâncuș, care definea contemplația ca privește până înțelegi. Mulțumesc! Foarte frumos, mulțumim, Ailiță. Părinte Ion Buga, pentru că și aseară, într-o foarte scurtă discuție telefonică, mi-ați spus că ați citit cartea și este o carte remarcabilă, impresionantă. Aș vrea să vă întreb care este sau care ar trebui să fie lucrarea de zi cu zi a creștinului ortodox, cum ar trebui el să se roage, făcând bineînțeles referire și la rugăciunea inimii. Nu e timp de așa ceva. M-ați chemat pentru cartea asta și eu pentru asta am venit. Pentru celelalte probleme am o conferință săptămânală de cel puțin o oră, de 4-5 ani, conferințe de Dallas. Și cel mai priceput în toată povestea aceasta, din păcate nu mai e cu noi, e vorba de Vasile Andru, nedepășit sub multe aspecte și credeam că după ce am citit cele două cărți ale lui Vasile Andru despre Muntele Athos, aș fi crezut că nu mă va mai reține o altă carte și un alt autor. Și totuși, pentru că e vorba asta subiectul de cartea acestui om, în primul rând, este cipriot, este sociolog, este om de știință, profesor universitar. Când spun că este cipriot, trebuie... Nu. Sper că auziți. Am o voce care, de obicei, am slujit și în catedrale. Prin urmare, ca să înțelegem puțin
primul pas de plecare este Ciprul, de ce trebuie să începem cu Cipru? Primul pas făcut de creștinism în afară, dincolo de limita biblică a spațiului sacru, Palestina, este Ciprul. Citiți la Faptele Apostolilor, capitolul 13, unde Sfântul Apostol Pavel, cel mai mare misionar din toate timpurile, încât atât de mare, încât îi se spune în lumea greacă, cipriotă, greacă propriu-zis, îi se spune că Sfântul Apostol Pavel este primul după cel unul, o protos metaton ena. Bun. Primul pas pe care îl face și calcă, primul pământ pe care îl calcă Apostolul Pavel și era de-abia începutul cuceririi lumii, dar nu cu Isihasmul, n-a fost om mai activ decât Apostolul Pavel, nimeni niciodată pe pământ. Deci calcă pe pământul cipriot, Salamina Ciprului. Acolo își primește noul nume, îl chema Saul, și acolo primește primul nume Pavel, Paulus și așa mai departe. Lucrul acesta a dat dreptul Ciprului să fie o portavoce a creștinismului care și-a păstrat, și-a dobândit un privilegiu foarte interesant. Sunt 5 patriarhate istorice. E vorba de Roma, e vorba de Alexandria, e vorba de Antiohia, Ierusalim și mai târziu Constantinopolul sau fostul Bizanț. Alexandria, prin tradiție, aparține ciprioților. Patriarhii Alexandriei vor fi întotdeauna aleși, fie din ciprioți propriu zis, fie din călugări la mănăstirea Vatopedu, căci cartea aceasta se scrie la Vatopedu. Și de acolo pleacă patriarhul Alexandriei întotdeauna. E partea lor. Ierusalimul aparține grecilor de pe uscat, Antiohia la fel, dar Alexandria și Alexandria, când spunem, să nu uităm, este Atena de după Atena. Când Atena încetează să mai fie centrul lumii grecești, se mută totul în Alexandria și în Alexandria, iarăși legat de universul acesta, din cartea aceasta, să nu uităm, acolo se traduce prima dată Sfânta Scriptură, Vechiul Testament, în limba greacă, tradus de 72 de înțelepți evrei pentru populația care nu mai știa limba evraică. Și așa avem Septuaginta, cartea cea mai citită din toată istoria lumii, din toată spiritualitatea lumii, este Septuaginta, adică traducerea celor 70. Acum venim la problema concretă. Acest om, un savant, un profesor excepțional, reușește să adune niște lucruri greu, foarte greu de întâlnit. Acum, cine s-a preocupat și mulțumesc lui Dumnezeu că prin faptul că de la 20 de ani vorbesc limba greacă, am avut posibilitatea să citesc o imensă literatură despre Athos și în general despre spațiul grec ortodox și știu cât de mare e volumul de defăimare a Athosului,
dar și cel de laudă, de admirație. Omul acesta reușește prin autoritatea lui. Deci el își are deja un dat. Are o șansă foarte mare prin aceea că are o cultură excepțională. Este un om de știință. Și care este cearta cea mai mare din toate timpurile? Între știință și religie. Din fericire, oamenii nu puteau să nu obosească de prostie sau de răutate. Pentru că este o mare prostie și o mare răutate să te iei la harță cu Dumnezeu pe care spui că nu există. De ce? Pentru că nu reușești tu să-L cunoști. Bună oară, este același lucru și se o întâmplă atât de des să spui despre o carte că nu-i bună de nimic și dacă îl întrebi și te uiți în ochii lui așa fix și îl întrebi, ai citit-o? Și dacă mai are un minim de sinceritate, spune că nu. Atunci îți dai seama. Ei, acest lucru rezolvă acest Kyriakos Markidis, rezolvă atât de frumos, atât de lin, arată și partea de dinainte de a auzi și a cunoaște muntele Athos și spune, nu aveam nicio treabă. Nu credeam în Dumnezeu, adică nu mă preocupa. După ce întâlnește pe acest și întâlnirea întotdeauna nu este cu un loc, iar trebuie bine reținut. Aici nu-i vorba de un loc, nu e vorba de un obiect, e vorba de un om. De aceea Dumnezeu, ca să se poată face cunoscut, se face om. Nu există cale de cunoaștere a lui Dumnezeu în afara omului. De ce? Simplu. Mi-a plăcut adâncirile domnului Mihai Liță. Și Liță. Bun. Și a făcut Domnul Dumnezeu pe om și a zis, a gândit dumnezeirea. Deci unde e creat omul? În gândul lui Dumnezeu. Acolo ne naștem. Toți. Și a zis Dumnezeu să facem om după chipul, sub asemănarea noastră. Venim la cina cea de taină, unde Filip îi spune Mântuitorului, Învățătorule, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Adică nu ne vorbi despre... Hristos nu le-a vorbit, nu i-a învățat să se roage. La un moment dat fac ucenicii, fac cerere special, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm, așa cum i-a învățat Ioan Botezătorul pe ucenicii lui. Deci nu i-a învățat să se roage. Apropo de toată teoria aceasta atonită a isihasmului, este o mare problemă. Este o teorie a rugăciunii și nu o rugăciune propriu-zis, pentru că rugăciunea propriu-zisă se naște pe cruce, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, se naște numai de la vârful cuțitului când ai ajuns la os. Toate celelalte sunt romantisme. Rugăciunea care sparge și care ajunge la Dumnezeu și spune Dumnezeu, strigarea Sodomei a ajuns până la urechile mele. De aceea am coborât să văd dacă este așa, dacă nu se știu. Prin urmare, păcatul, durerea, suferința este cea care strigă și ajunge la urechile Domnului Savaot. Toate celelalte teorii, inclusiv cea mai frumoasă din toate, isihasmul, cu muntele Athos, muntele rugăciunii, toate sunt pentru întârziere.
nu e pentru limită. De profund sclamavi a te, numai când am ajuns la limita iadului, atunci apare strigătul rugăciunii inimii, care este rugăciunea vameșului. Fariseu făcea teoria rugăciunii de lux. Îți mulțumesc, Doamne, că plătesc dajdie, postez de două ori pe săptămână, nu sunt ca ceilalți și nici măcar ca vameșul acesta, ci eu sunt altceva. Eu sunt omul rugăciunii, eu sunt fariseul cunoscător și mai departe. În timp ce vameșul, neîndrăznit să-și ridice ochii, se bătea în piept zicând, milostivi mie păcătosul. Aceasta este rugăciunea inimii, într-adevăr, dar întrebarea e, să pune problema inimii, nu a rugăciunii, pune problema inimii, ce inimă avem. Trebuie să ne rezolvăm în viață problemele inimii, dar noi oprim aici. Și anume, am fost fericit să văd un om de cultură frumoasă, savant, să iubească, să înțeleagă taina lui Iisus. Atât cât se putea. Este un mare iubitor. Aici vreau să ajung. Omul acesta a scris o carte atât de frumoasă dintr-o singură pricină. Este un mare iubitor de oameni. Omul acesta iubește pe oameni. Dacă nu iubești pe oameni, nu scrie o carte atât de frumoasă. Acesta era Bunoară Vasile Andru. Are niște cărți atât de frumoase, dar cine l-a cunoscut pe Vasile Andru nu poate uita niciodată că omul acesta, în primul rând, din naștere nu putea să urască. Dar Vasile Andru era cea mai mare neputință a lui, era aceea de a urî. Nu putea urî. Ceea ce este cel mai mare dar dumnezeiesc. Este un mare iubitor de oameni. Al doilea, vede valoarea oriunde este, a depistat valoarea ca necesitate de mântuire, de necesitate salutis, se cheamă în teologia apuseană. Și anume, vă dau cum leagă el marile probleme ale umanității, cum le plasează aici în spațiul acesta al isihiei. Și zice așa, oamenii se sinucid din cauza lipsii de sens a vieții, niciodată din cauza altor lipsuri. În măsura în care suferința este un aspect inevitabil al condiției umane, moarte, boală, pierderea celor dragi, poate fi și o sursă de sens și de scop în viață, cu condiția ca suferința să nu fie autoprovocată. E vorba de Victor Frankl, care este un supraviețuitor de la Auschwitz și care afirma că motivația primară a ființelor umane nu este nici nevoia de plăcere a lui Freud, nici nevoia de putere a lui Adler, ci nevoia de sens. Nevoia de sens care ucide astăzi cel mai mult, nonsensul ucide, deși Frankl îi dă un răspuns lui Jean-Paul Sartre, care vorbește de nevoia că omul e condamnat la libertate. Ecoul îndepărtat al mare literatură al Dostoevski, unde prin gura lui Kirilov spune, apropo de libertatea asta nebună, spune că dacă Dumnezeu nu există, totul e permis. Și ca să demonstrez că Dumnezeu nu există, eu mă sinucid ca să arăt că sunt liber. Pentru că dacă nu există Dumnezeu, libertatea mea este Dumnezeul meu. Și atunci vine Frankl și îi spune, îi răspunde lui Kirilov,
Îi răspunde Jean-Paul Sartre, îi răspunde cu atât, suntem condamnați la sens. Omul e condamnat la sens. Și fără, poate să trăiască fără tot, fără sens, deja nu spunem că e mort. E mult mai mult decât mort. Bun. Deci, omul acesta, acest Kyriakos Martides, reușește să surprindă secundele astrale, cum ar zice Stefan Zweig, ale sufletului nostru la întâlnirea cu cel care necesarmente numai El ne poate mântui. Pentru că Hristos îi răspunde lui Filip, toată întrebarea lumii este a lui Filip. Arată nou pe Tatăl, dumnezeirea în persoană, vie și iubitoare, că Dumnezeu iubire este. Cine? Tatăl. Arată nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Și spune Iisus, îi răspunde, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și tu n-ai înțeles și tu nu m-ai cunoscut, n-ai cunoscut că Tatăl e în mine și eu în Tatăl. Și pe urmă continuă, și aici este marea întâlnire, și eu sunt în voi și voi în mine, rămâneți în mine, că fără de mine, sensul vostru, nu puteți face nimic. Acest lucru, deci, îl reușește atât de natural. Ce-mi place la omul acesta, nu silește nimic. Este exact ce făcea Mântuitorul Iisus Hristos. Nu se preocupa de minuni, dar nu putea să nu le facă. Mai făcea un pas, mai era o minune. De ce? Pentru că el era minunea. Pur și simplu, mai mare ca el nu putea. Iar m-a impresionat și mi-a plăcut, acum, gândilarea naționalii, patriotismului, este că vorbește atât de frumos de unul din cei mai frumoși români de la Muntele Athos, Părintele Dionisie, a trăit vreo 95-96 de ani, ajunsese într-adevăr duhovnicul Muntelui Athos, așa cum a avut Athosul, a mai avut români de vârf acolo, stareți, să zicem, ai Athosului, neîncununați, neîncoronați, Părintele Trihenea. Era Dometei Trihenea, era numit doctorul, medicul Muntelui Athos, pentru că îi tămăduia cu, era din Ardeal, și îi tămăduia pe toți cu ce prinsese el din medicina noastră populară, românească, pe care o avem din adâncuri. O avem chiar de pe la Hipocrate, prin Zamosis, Deceneu și ceilalți care au venit pe la noi. Și zice el aici, frumos, bătrânul Dionisiu, un pusnic român aproape orb, în vârstă de 92 de ani, a reacționat diferit la știri când l-am vizitat în schitul lui, aflat la 2 ore de mers pe jos de la Vatopedu. Știrea era următoarea, că vine papa, era papa Ioan Paul al II-lea, că vine papa în România. Și bineînțeles, vă dați seama ce dispute erau în țară, dar disputa și mai teribilă a fost în Grecia, spațiul acela care a suferit atât de mult din pricina apusului. Să ne referim numai la Cruciade și omul acesta pune exact problema Cruciadelor. De-aia e mare Kyriakos Martides. Și papa are dreptul, nu are dreptul. Noi nu vrem pe papă, toți călugării. Totuși Dionisie, bătrânul, adevărata înțelepciune, zice, l-am vizitat la schi, aflat la 2 ore de mers pe jos de la Vatopedu, pusnicul cu barbă lungă și înfățișare fragilă și a făcut semnul crucii. E, câți își fac semnul crucii înainte de a spune ceva ca să-l păzească Sfânta Cruce să nu spună prostii? Este de fapt n-a văzut pe niciunul. De aceea toți greșim. N-am văzut pe niciun și de aceea toți greșim. Pusnicul, așa, a ridicat brațele spre cer,
Deci acolo, acolo e adresa. De acolo vorbim. Ce frumos spune în Evanghelia lui Ioan, căci Iisus vorbea ca unul care avea putere și nu precum cărturarii și fariseii. De ce vorbea el cu putere? Îi spunea el mereu, cuvintele pe care eu vi le spun nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele ale Tatălui meu. Și toate cele ce le fac eu nu sunt lucrările mele, sunt lucrările pe care mi le-a poruncit Tatăl și pe care le-am văzut la Tatăl. Și zice, spre ce și-a încântat că este cea mai bună veste. Când părintele și-a zis, auziți, că venirea papei, vă dați seama ce curaj la bătrânul Dionisie împotriva curentului și zice, a spus, încântat sunt, că este cea mai bună veste pe care o auzise de multă vreme. Cum să nu rămână descumpănit puțin și Marchidis, pentru că și el era pe partea cealaltă, de ce? Au suferit foarte mult grecii din pricina apusului, după ce s-au rupt relațiile, dar ce nu se spune nici la ei întotdeauna este că, într-adevăr, cea mai mare crimă, cea mai, până să intre Mohamed în Constantinopol la 1453-29 mai, ei au chemat pe cruciații, cruciadii a patra, că se certau doi între ei care să fie împărat. Și unul a chemat pe ăștia, ăștia au intrat, au făcut ordine, au cerut banii și ăla n-a avut să mai dea banii. Și atunci așa au luat ei, au jefuit, au ucis și mai departe. Prin urmare, cine le-a deschis poarta? Dar ei au recunoscut. În 1453, a doua zi după 29 mai, un singur strigăt a fost. Ipolis Alo. Orașul a căzut, a fost luat. Și continuă. Păcatele noastre l-au dărâmat, nu turcii. Foarte important. Aceste lucruri le spune acest om, le găsești în pânză. În pânza textului, așa cum toate lucrările Mântuitorului erau viața lui. Adică el nu putea să trăiască altfel decât să vorbească așa cum vorbea, să lucreze așa cum a lucrat, să moară așa cum a murit, să învieze așa cum trebuia. Deci toate au continuitate. Mai semnalez, ca să vă încurajez, să citiți această carte, care va fi doar un punct de plecare pentru a vă îndemna să căutați sensul pe care îl veți găsi infinit. Nu-l veți termina niciodată, drept care toată viața dumneavoastră veți avea bucuria să găsiți la orice pas și 1000 de ani dacă mai trăiți, vă mai spun ceva. În veșnicie, vă rog să vă gândiți cam ce ați vrea să faceți și eu să vă spun că nu o să puteți face nimic altceva decât să vă bucurați în continuare de sensurile adevărate, frumoase, pe care le-ați început aici. N-ați început nimic aici, acolo o să dați cu capul de zid. Nu o să înțelegeți nimic. Dar dacă ați început bine aici, veșnicia va fi singurul spațiu corespunzător pentru cât avem de bucurie de sens. Are o bibliografie extraordinară de teză de doctorat. Deci omul a făcut o lucrare extrem de serioasă, de responsabilă. Traducătoarea. Eu sunt unul din cunoscuți traducători în domeniul nostru.
și totuși mă plec în fața ei. Sunt eu iscusit, dar aici m-a terminat. E splendidă, o traducere uluitoare. Și felicit în mod deosebit editura Herald, într-adevăr, care pune la dispoziție cărți pentru toate categoriile cititorilor acestei țări, o țară care citește foarte mult, sau citea. Pe vremea comunismului, când n-aveai altceva mai bun de făcut, aveai de făcut lucru cel mai bun. Atunci toate bibliotecile erau pline și multe din ele erau citite. Prin urmare, felicit editura, felicit pe traducătoare și mai ales mă bucur că există un Kyriakos Markides care ne mai aduce încă o dată Ciprul și Athosul aproape de noi, ca să ne retragem din când în când, când obosim, să ne tragem acolo și să mai zicem o dată, fie și poetic, Kyrie Iisu Hriste, o Theosimon, eleison me, sau eleison me, o ton amartolon, pe mine păcătosul. Dar poate că până la urmă, cu atâta sânge, o să spele și păcat. Mulțumim foarte mult, părintele profesor Ion Buga, pentru aceste cuvinte minunate despre cartea Muntele Tăcerii de Kyriakos Markides. O scurtă intervenție din partea colegului meu, Mihailiță. Da, ce vreau să vă spun este că această carte este o parte dintr-o trilogie și că dacă o să vă placă și o să aflăm și noi că vă place, poate că o să scoatem și celelalte două volume. Da. Cum poate treba? Cum? Mulțumesc, Mihai. Andrei Gaitanaru, ne bucură foarte mult că ești alături de noi la acest eveniment și că ne-ai ajutat prin acele emisiuni radio și TV pomenite mai devreme să promovăm această carte a lui Kyriakos Markides, Muntele Tăcerii, și evenimentul deopotrivă. Te invit pentru început să punctăm câteva repere ale istoriei rugăciunii isihaste, inclusiv în spațiul românesc. Mulțumesc. Adevărul este că de când ne-am pus noi pe drumul acestei serii pentru a vorbi despre carte, tot venea în minte un pasaj dintr-un interviu mai amplu cu părintele Roman Braga, membru al grupului Aprins, care majoritatea membrilor acestui grup au uitat în închisorile comuniste, să zicem foarte pe scurt, pentru că practicau rugăciunea inimii, aș insista, ajunseseră foarte mulți dintre ei la rugăciunea inimii, unii dintre ei laici. Știu de pildă că inclusiv profesorul Anton Dumitriu, profesor de logică, avea rugăciunea și era foarte apropiat de părintele Cleopa. Părintele Roman Braga, care a emigrat în Statele Unite, într-un interviu povestește cum pe vremea primilor ani ai rugului aprins, locuia propriu-zis ca seminarist la Mănăstirea Cernica, împreună cu părintele Nicolae Bărtașiu. Ei cumva erau juniorii grupării, erau cei mai mici. Și la un moment dat sunt întrebați de doi călugări din mănăstire despre ce fac ei acolo, la rugul aprins, la Antim, că au zisără cum că țin conferință despre rugăciunea inimii. Și părinții erau foarte intrigați și în mod hâtru curioși. Pentru că ei se rugau. Și conceptul ăsta de a conferenția duminică de duminică și a vorbi duminică de duminică despre rugăciunea inimii era pentru ei ceva foarte ciudat. Părintele Roman Braga povestea că bătrânii chiar aveau rugăciunea, adică nu vorbeau din cărți. Pe de altă parte, ai zice că granița asta trasată între a vorbi despre rugăciune și a ajunge în stare de rugăciune e periculoasă dacă este luată foarte în serios sau dacă este absolutizată. Pentru că foarte mulți oameni au ajuns la rugăciune, e adevărat, prin asistența Harului lui Dumnezeu, adică acțiunii Lui, mai întâi vorbind despre rugăciune, vorbind propoziții despre ceva ce nu au.
Și e ciudat. Într-un fel să spui cum poți vorbi despre ceva ce nu ai. Cred că adesea în orizontul cunoașterii noastre suntem puși în această postură, în a vorbi despre ceea ce nu știm. Dar vorbind și având dragoste și chemare, s-au apropiat și cred că foarte important, au luat foarte în serios nevoia de a avea un sprijin. Sprijinul înseamnă în tradiție întotdeauna un bătrân, așa cum s-a spus și înaintea mea, cineva care a făcut drum, cineva care știe care sunt capcanele, cineva care știe când să spună frână, când să te oprească, când să-ți regleze ritmul, să te ajute să-ți găsești propria ta formulă, pentru că cât timp rugăciunea este spusă formal și într-o anumită măsură mai ales la început, spun părinții, n-are cum să nu fie formală, pentru că rugăciunea nu are n-are o calitate foarte crescută și atunci se pune accentul pe cantitate. Rugați-vă mult și nu căutați să vă rugați bine, ci rugați-vă mult pur și simplu, pentru că de aici va veni și calitatea. Iar forma, așa cum s-a mai spus și înaintea mea, poate varia în funcție de inclusiv de starea omului, de căutarea lui, de profilul lui interior. Sunt părinți care se roagă cu Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Alți părinți care nu mai vorbesc despre această parte a păcatelor proprii. Sunt alții care spun prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sau sunt alții care pur și simplu se roagă pentru altcineva, nu pentru ei înșiși, doar pentru că inima lor se aprinde, s-a aprins când s-au rugat pentru altcineva, au fugit repede la duhovnic, i-au spus, părinte, m-am rugat pentru cutare pe care l-am cunoscut ieri în mănăstire și inima mi s-a aprins și atunci duhovnicul spune, atunci de acum aceasta e rugăciunea ta și cu ea vei continua. Până când vom mai vedea noi ce se va mai întâmpla. Cu alte cuvinte, este perfect customizabilă, cum se spune în zilele noastre, motiv pentru care eu însuși am văzut pe Sfântul Munte pe mulți părinți care se rugau foarte alert cu formula cea mai scurtă, Kyrieleison, 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 șoptind în timp ce duceau o roabă, în timp ce spălau vase, în timp ce culegeau mușețel, în timp ce făceau orice, de fapt. Erau în această stare de rugăciune. Și iarăși, foarte important, a zice, este și o formulă care adesea te ajută să stai centrat pe un singur gând, și anume relația ta cu Dumnezeu. Folosind un concept contemporan, a spune că e ca și cum ridică un firewall în jurul lor. Niciun gând al conținutului mental nu mai trece, nu ajunge să se așeze. Chiar părinții spun că măsura în care rugăciunea este spusă foarte repede, alte gânduri nu se mai așează, nu apucă să se mai așeze. Dar avertizează ei spunând, aveți grijă să nu vă rugați prea repede ca să nu decolați. Cu alte cuvinte, e nevoie și de o anumită ponderare a ritmului. Aș mai spune un lucru foarte important. Rugăciunea inimii, așa cum a fost ea explicată, depliată, trăită și experimentată, într-o anumită măsură este și un fel de jurnal de bord al căii regale doxologice, adică a discuției cu Dumnezeu și a relației cu Dumnezeu în ortodoxie. Filocalia, de pildă, textele filocalice, sunt însemnările unor părinți despre roadele, despre dificultățile, despre aventurile lor trăite pe această cale a dobândirii rugăciunii inimii. Și este foarte important un anumit aspect. Rugăciunea, de fapt, este principalul vehicul care îl duce pe cel care o practică, îl poartă prin cele trei stadii despre care se vorbea înainte, și anume despătimirea sau curățirea, de fapt, iluminarea și îndumnezeirea. Distinția asta tripartită dintre cele trei niveluri este adusă în literatură de Evagrie Ponticul, la noi nu este sfânt, din cauza unor chestiuni origeniste, dar el este un mare părinte al tradiției spirituale a pustiei Egiptului. Această distinție, această viziune tripartită
a ajuns să fie exportată în Palestina și în Siria, pentru că a fost un moment în care părinții din pustia Egiptului au fugit de acolo amenințați de un patriarh, să zicem, puțin cam prea mânat de ambiții politice, ca tare se refugiază în Palestina în secolul IV, poartă distinția cu ei și ea ajunge să fie preluată în secolul VI de cel care împrumută un nume, și anume numele lui Dionisie Areopagitul din Faptele Apostolilor, și care ajunge, de fapt, fiind un autor din mediul siriac, secolul VI, sunt deja exegezele, inclusiv ortodoxe contemporane, atestă că da, este un autor de secolul VI, perfect ortodox, preia această distinție dintre curățire, iluminare și îndumnezeire și, de fapt, o face cu adevărat celebră pe piața ideilor teologice și pe piața, de fapt, în această aventură a trăirii, propriu zis, și a explorării posibilității omului de a se îndumnezei. Și ce este foarte important este că această rugăciune, spuneam, îl trece pe cel care o practică permanent prin cele trei stadii. Acum, noi cu mintea noastră conceptuală suntem adesea tentați să etapizăm. E ca și cum gândim că, domnule, avem așa vreo 10 ani de despătimire sau de curățire, după care mai avem vreo 10 ani de iluminare și apoi 10 ani suntem dumnezeiți, suntem în etapa finală. Lucrurile nu s-au chiar așa. Lucrurile cumva întotdeauna cu cele trei etape vin la pachet, spun părinții. Cu alte cuvinte, pe cât ești de curățit, pe atât de mult primești și lumină, cu alte cuvinte, ajungi să înțelegi lucruri, să se așeze în tine și pe atât de mult ești și în contact cu Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că inclusiv în momentul în care conștientizezi propria cădere, propriile păcate, acest tip de conștiință este deja un act de iluminare. Cu alte cuvinte, îți vezi deja păcatele, trăindu-le și suferindu-le. Acest lucru te aduce deja în contact, într-un contact mai strâns și mai viu cu Dumnezeu. Pentru că în momentul în care îți vezi și îți simți, să zicem, căderile, cu atât de mult conștientizezi că ai nevoie de altcineva, deasupra ta, de altcineva care să te poată asista în acest drum foarte dificil. Rugăciunea are inclusiv, după cum spuneam și înainte, se încheie uneori în formulele ei prin acel Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Sunt momente în care părinții sau îndrumătorii duhovnicii insistă asupra rostirii acelui miluiește-mă pe mine păcătosul. Pentru că face parte din exercițiul conștientizării propriilor păcate, a propriilor traume, a propriilor căderi. Ca atare, etapa este importantă. Dacă o sărim, pot constata, spun părinții, că de fapt rămânem pe uscat. Ceva nu prinde, rădăcinile nu se așează. Și atunci este foarte important să avem în vedere acest efort de a privi permanent, rostind rugăciunea, în propriul abis. Și aici, probabil că foarte, foarte de folos este cuvântul pe care îl dă unul dintre, să zicem, sfinții recenți ai Bisericii și care este socotit de către ucenici ai lor și urmașii ai lui, contemporan nouă, ca fiind probabil ultimul cuvânt evanghelic transmis nouă de Hristos prin el. Și aici este vorba chiar de Sfântul Siloan Atonitul, care ajunge la un moment dat să spună, să relateze un episod în care Hristos este cel care îi transmite acel celebru deja, țineți mintea în ea și nu deznădăjdui. Este vorba despre un episod care se întâmplă la finalul, să zicem, a 10 ani. Foarte istoric spus, ce se întâmplase cu Sfântul Siloan Atonitul? Intră în mănăstire, ajunge destul de repede la înălțimi mari, duhovnicești, observate chiar și de alți monași, cade propriu-zis în ispita și în gândul mândriei. 10 ani se roagă, spune el,
în abandon, fiind abandonat de Dumnezeu, într-un deșert duhovnicesc, propriu zis. 10 ani nu mai simte pe Dumnezeu și o să vedeți că inclusiv aici în carte se vorbește despre una dintre maladiile inimii și anume uitarea lui Dumnezeu sau ignorarea lui, lipsa contactului cu Dumnezeu. Ca atare, această cădere apare timp de 10 ani. Nu-l mai simte Sfântul Silvan Antonitul pe Dumnezeu timp de 10 ani deloc. Și într-o seară, când voia, spune el, să se roage și chilia era plină de dragi, depinde foarte mult acum cum înțelegem dragii, fie sunt logismoi, adică gândurile, fie sunt realități, cade la pământ și spune, este cu adevărat, gândește-o de fapt, este cu adevărat, pe Dumnezeu este cu adevărat, este imposibil a-L îndupleca. Și atunci aude în interiorul lui o voce care îi spune, acest lucru îl pătrimesc cei care sunt mândri, cei care se mândresc. Prinde gândul, este pe fază, deși în toată durerea lui prinde gândul respectiv, și întreabă, ce pot face? Răspunsul pe care îl primește este acesta, țineți mintea în ea și nu deznădăjdui. Are apoi și o, spune mărturia lui, o încredințare, și anume îl vede pe Hristos cel viu într-o icoană. Ca atare, pentru următorii 10 ani, interiorizează acest gând. Timp de alți 10 ani, își face a lui această revelație, acest ceva care îi fusese dat, această iluminare adusă în plus. Și după cei 10 ani, reușește... spune Arhimanditul Sofronie Zaharov, ucenicul lui, ajunsese la măsura în care cu o singură mișcare a minții putea să respingă orice fel de gând. Dar ce este foarte important este de văzut aici tocmai această stăruință în a sta în iad, în iadul cel mai adânc. Adică în acea zonă în care ne este greu să stăm, în acea zonă în care de fapt suntem luați la rașchetat. În momentul în care în fiecare zi stăm în contact cu și conștientizăm căderea noastră, păcatele noastre, acolo dăm sânge. Și cum spunea un Avalonclinus, tot din Patericul Egiptan, doar cel care dă sânge ia și Duhul. Ori, la finalul celor 10 ani, Sfântul Silvan Antonitul reușește cele din urmă, în rugăciune, să rămână în contact permanent cu Dumnezeu. Iar această măsură și această necesitate de a sta, de a conștientiza permanent căderea, de a conștientiza permanent căderea, pentru a obține apoi un spor de iluminare, de conștientizare și apoi și prin asta de a te apropia de Dumnezeu, este ilustrată inclusiv de un episod foarte frumos pe care îl trăiește de data aceasta ucenicul Sfântului Silvan Antonitul și anume Arhimanditul Sofronie. Într-un moment în care, cumva, de fapt, este momentul în care inaugurează relația lor. Arhimandrius Sofronie era și el tot pe la mănăstirea Sfântul Pantelimon, de pe Sfântul Munte, unde se nevoia și Sfântul Silvan. Și într-o zi, vorbind cu un alt călugăr de acolo, mai bătrân, călugărul acela întreabă, Părinte, cum ne mântuim? Și Arhimandrius Sofronie îi spune, păi uite cum, îi zice, stăm pe marginea visului și că nu mai putem bem un ceai. Părintele este puțin surprins de cuvântul acesta curajos și dezinvolt al Arhimanditului Sofronie, al tânărului Sofronie, și fuge la Sfântul Silvan pe care îl cunoștea și îi spune, Părinte, iată ce mi-a zis mie tânărul Sofronie. Vă dați seama că tânărul Sfântul Silvan, când a auzit acest cuvânt, cred că a auzit în bună măsură ecoul cuvântului pe care el îl primise și anume, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Cu alte cuvinte, chiar și când ți-e greu, nu renunța, pentru că mila lui Dumnezeu este mare și mila lui Dumnezeu te va ține. Vei fi scos de acolo, dar dacă fugi de iad, n-ai nicio șansă, adică nu vei avea ocazia de a te curăți, cât timp nu persiști în a rămâne acolo. Și ca atare a vrut să-l cunoască pe tânărul Sofronie. Acum, aș mai spune un lucru și de data asta cumva într-o cheie personală. Când am auzit undeva în primii mei ani de tinereț, undeva în anii facultății, despre rugăciunea lui Iisus și rugăciunea inimii, am întâlnit un părinte care o avea.
Și evident că aveam nevoie de relatări, așa cum eram eu pe atunci, aveam nevoie de niște filme în care să mi se arate exact cum se întâmplă, care sunt roadele, despre ce este vorba. M-am dus la părinte și l-am întrebat, părinte, așteptam, repet, niște filme science fiction. Cum e când te rogi, când ești cu rugăciunea? Părintele l-a simțit cum s-a adâncit în el și apoi s-a ridicat privirea de acolo și mi-a zis următorul lucru. Zice, este ca și cum ai fi pe cel mai înalt munte și de pe vârful lui te-ai arunca în cea mai adâncă prăpastie și în timp ce cazi, în cădere, ești convins că mâna lui Dumnezeu te va prinde și te va ține și nu te va lăsa să zdrobești. Atât mi-a zis. Evident, n-am înțeles nimic în momentul ăla. Am plecat cu o întrebare mai mare decât cea pe care o aveam când venisem, că nu știam ce întrebasem. Și mulți ani am stat în nedumerirea asta și mai mare pe care o căpătasem ca răspuns, până când, cumva, cum se spune, doctorul vieților noastre are grijă de noi și ne trimite uneori și niște medicamente mai amare. Și atunci, intrând puțin pe calea asta a asperităților, numită viață, foarte simplu, am înțeles într-un fel că, da, cât timp nu stai în contact cu acele zone mai dureroase ale vieții tale și ale propriului tău suflet, n-ai nicio șansă, de fapt, să te întâlnești cu Dumnezeu. Pentru simplu motiv, n-ai nevoie de El. Cât timp ți este foarte bine de unul singur și crezi că ți este bine, de fapt, de unul singur, Dumnezeu, care este cea mai discretă și cea mai delicată ființă, nu va veni să sturbure suficiența. Te va lăsa în pace. Chiar dacă El plânge după tine, chiar dacă lacrimile Lui sunt mai mari decât ale tale, chiar dacă iubirea Lui nebună o întrece infinit pe a ta, nu va veni să te deranjeze. Nu va dori să te stânjenească în vreun fel. Când va observa că îl cauți și cu pași firavi, da, atunci va veni spre tine. Abia atunci va face pași spre tine, în permanență atent să nu te tulbure. Și asta este un cuvânt foarte frumos, a tulbura, pe care de multe ori îl puteți întâlni în literatura Sfinților Părinți. S-a tulburat Duhul Sfânt de la el și a plecat, auziți mereu spunându-se. Ori asta, de fapt, înseamnă următorul lucru. Nu că Sfântul Duh este ca un fel de mimoză care se tulbură de ceea ce facem noi, ci este foarte sensibil, aș zice, față de disponibilitatea noastră. Îndată ce există cel mai mic semn al indisponibilității noastre pentru El, se retrage. Iar indisponibilitatea noastră pentru El ia, ca să zic așa, infinite și cumplite forme. Iată, de pildă, spun unii părinți care vorbesc despre etapele de început ale rugăciunii inimii, povestesc cum, să zicem, uneori se întâmplă ca unul dintre cei care se roagă să primească la început, pentru puțină vreme, darul lacrimilor, care vine și pentos, îi spun grecii, și care vine tot ca un fel de antidot terapeutic în procesul de curățare a propriei interiorități. Și la început, când se întâmplă asta, cel care începe să plângă, observă faptul că plânge și iese, propriu-zis, în acel moment, și în momentul acela pierde lacrimile. Instant. De ce? Pentru că în acel moment el nu mai este atent la Dumnezeu și nu mai este în relație cu Dumnezeu, ci în momentul ăla devine atent la el însuși. Ceea ce înseamnă că nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Ești iarăși atent la tine. În momentul în care Dumnezeu se retrage. Harul sau prezența lui Dumnezeu din om se retrage. Ca atare, lacrimile încetează. De aceea, mulți părinți, în practicile rugăciunii, spun că, indiferent de ce vi se întâmplă, încercați să nu băgați de seamă. Fiți ca lemnul. Nu se întâmplă, propriu-zis, acel lucru. Dar, spun eu, evident, asta este și ca o formă de... asta vine și prin experiență. Adică, nu este ceva ce îți e ușor la început să faci. Pentru că nu ai experiență, uneori te miri, îți ieși, de fapt, te întorci înapoi în tine ca să observi mai bine de data asta cu curiozitate ceea ce tocmai ai experimentat. Ca să mă întorc și să și închei, în România rugăciunea inimii a fost practicată
cel puțin, ca să zic așa, de la Sfântul Paisie Vericikovski, până zilele noastre, momentul de jumătatea secolului 20 care a marcat prezența rugului aprins în România a fost unul foarte important, pentru că acesta a însemnat un, ca să zic așa, un reviriment isihast. E complicat spus reviriment, pentru că rugăciunea inimii funcționa deja în România, în mănăstiri, erau locuri în care oamenii se rugau, dar cumva a luat amploare fenomenul la acel moment. Și mai mult decât atât, a prins rădăcini în ciuda nenumăraților martiri care au murit în închisorile comuniste cu rugăciunea în ei. Pentru că s-a întâmplat acest lucru. Ca să zic așa, am pierdut în închisorile comunismului o academie duhovnicească veritabilă. Sunt mărturii despre Standu Tudor inclusiv, poate figura centrală a rugului aprins, care, fiind anchetat în temnițele comunismului, în temnițele comuniste, făcea, de fapt, predica în anchete. Încerca să-i convertească pe anchetatori. Adică pentru el problema aceasta de a fi închis era, de fapt, o oportunitate. Și sunt multe astfel de exemple cu cei care au trecut prin temnițe și fiind din rugul aprins. Mulți dintre ei au reușit să supraviețuiască și au transmis mai departe roadele dobândite acolo și sunt roade foarte înalte. Și aș mai spune un singur lucru care poate e puțin excentric față de ce spuneam până acum, această dimensiune terapeutică, dar într-un fel vorbește foarte frumos despre elementul acesta foarte, foarte important al duhovnicului, al nevoii de a avea un îndrumător. Știm de pildă foarte clar, este menționat și explicat cum că rugăciunea nu este predată, rugăciunea este transmisă de către cineva care o are. Vorbește foarte frumos despre acest lucru, de pildă starețul Efrem Filoteitu, unul dintre ucenicii lui Gheron Iosif Isihastu. Starețul Efrem Filoteitu este în viață, în zilele noastre, în Statele Unite ale Americii, unde a întemeiat mai multe mănăstiri. Și povestește la un moment dat în cartea lui despre starețul Efrem, despre starețul Gheron Iosif, cum acesta, într-o seară, a trimis un pachetel, spune Efrem Filoteitu, și anume o rugăciune, l-a trimis în stare de rugăciune, apropo zis, l-a avertizat, i-a zis, în seara s-a trimis un pachetel, nu știa la ce se referă, se gândea că cine știe ce încercări o să-i trimită pe cap, nu, l-a trimis pur și simplu în stare de rugăciune. Cu lacrimi, cu foc, cu tot ce trebuie. Și apoi l-a întrebat, cum a fost? Acum înțelegi despre ce este vorba? De asemenea, l-am întâlnit acum vreo câțiva ani la Sâmbătă de Sus pe un părinte profesor grec, Nicolaos Ludovicos, care predă la Tesalonic și care a fost și el ucenic al Sfântului Paisie Aghiuritu. Și m-am văzut un episod similar și anume mi-a zis cum, ducându-se la Sfântul Paisie pentru prima oară, l-a întrebat ce înseamnă rugăciunea și Sfântul Paisie i-a dat așa un fel de răspuns de manual, de dogmatică. Cu alte cuvinte, nu prea l-a lămurit, că știa și el cam același lucru. Și a plecat la mănăstirea la care fusese cazat, la Cutiul Musiu, s-a culcat și dimineața când s-a trezit, mi-a zis, Andrei, ardeam. Aveam o stare de ardență și de efervescență și eram foarte bucuros și nu știam ce mi se întâmplă. Ca atare, m-am îmbrăcat ca un zvăbăiat, am luat-o la fugă prin curtea mănăstirii de să uitau la mine călugării, că ce-i și cu ăsta. Am traversat păduricea care ducea la chilia părintelui și l-am văzut cum mă aștepta pe butucile din afara chiliei. Și alergând spre el, așa, cu hainele care mai mult fluturau pe mine, a strigat și l-a întrebat, părinte, ce mi se întâmplă? Și părintele și Sfântul Paisie atunci a râs și a zis, uite, vezi, acum ție Dumnezeu ți-a dat o bucățică foarte mică de zahăr. Acum gândește-te că în cer este o cofetărie întreagă. Cu alte cuvinte, îi dăduse iară starea de rugăciune. Nu avea, a dobândit-o mult mai târziu.
prin efort, prin asumare, dar știa cumva către cam ce se îndreaptă, fără să-și propună neapărat să ajungă în același stadiu. Și vă mai povestesc o singură mică istorioară care mi-a fost relatată de un ucenic al părintelui Arsenie Papacioc și care spunea așa că părintele era foarte bătrân și era obosit și într-o seară l-a ajutat să meargă până într-un loc al chiliei în care stăteau și în acel moment, părintele fiind foarte obosit, îl aude pe părinte spunând în șoaptă: Chioa, acum tu. Și părintele care mi-a povestit asta mi-a zis următorul lucru. În acel moment, părintele, pentru că era foarte obosit, nu se mai putea ruga. Din acest motiv, în acel moment, i-a zis lui Hristos: Chioa, acum roagă-te tu, că nu mai pot. Și mi zice părintele, iar Hristos a făcut ascultare la bătrân și a început să se roage în el. Iar eu am simțit asta. Se simțea că Hristos se roagă în bătrân în acel moment și asta simțeam și eu. Al treilea, care nu eram în stare de rugăciune. Eram atent la pereții chiliei, la echilibrul bătrânului, la alte lucruri de felul acesta. Aceste mici trei povești, cred că vorbesc și relatează foarte bine motivul pentru care e nevoie de un îndrumător. Nu pentru că n-a putut citi cărți. Un drumător poate să spună ce spun și cărțile. Cărțile astea le avem. Sura Căral, de pildă, s-a ocupat și bine face cu publicarea multor dintre ele. Dar e nevoie de acest îndrumător care, de fapt, e canal de transmisie. Este, dacă vreți, partea tradiției. Prin el curge rugăciunea care a fost dată și ajunge și la noi. Uneori și cu cărțile se mai întâmplă asta. Când o carte este scrisă într-un anumit moment în stare de rugăciune, se mai poate simți acest lucru. Dar mai contează foarte mult și de cât de bine reglate sunt antenele receptorii noastre. De aceea, de obicei, nu prea se dă greș cu... chiar cu... nu se dă greș cu intermedierea cuiva care are rugăciunea. Pentru că, și cu asta închei, este foarte important acest fapt. Rugăciunea este și antidot al de vindecare. Și dacă nu înțelegem foarte clar acest lucru, ne va fi foarte greu să dobândim, pentru că noi va trebui mai întâi să o înțelegem. Ori noi o să înțelegem din perspectiva minții noastre, celei, dacă vezi, bolnăvită sau rănită, sufletul nostru rănit. Noi vom citi cărțile din perspectiva înțelegerii noastre deja rănite. Cu alte cuvinte, ceva ne va lipsi. Ca atare avem nevoie de cineva care să poată transmite nealterat ceea ce trebuie transmis ca rugăciune în stare de rugăciune. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Andrei Gaetanaru. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, aș vrea să ne spuneți, să ne povestiți despre despătimire și despre paza gândurilor ca premisă esențială a lucrării rugăciunii, inclusiv a rugăciunii lui Iisus. Dar n-am citit nici măcar un singur capitol din această carte, să nu îmi aduc aminte de absolut toate tradițiile pe care le cunosc, atât cât le cunosc. Ce vreau să spun cu asta? Tot ce este în această carte minunată și este o întâmplare minunată pentru toți, este o întâlnire deosebită pentru toți, întâlnirea cu această carte. În primul rând pentru că, din punct de vedere, să-i spunem tehnic, este o carte care demonstrează, fără putință de tăgadă, că ezihasmul este ezoterismul credinței creștine. Este doctrina și practica ezoterică a învățăturii creștine. Părerile au fost împărțite întotdeauna, dacă există, dacă nu există ezoterism și așa mai departe. Nu, există în mod cert. Și ezihasmul este asta. Adică este poarta strântă prin care intră cei care îndeplinesc condițiile esențiale și condițiile esențiale, în primul rând, sunt constituite de disponibilitatea noastră interioară. Și dacă această disponibilitate, această calitate spirituală noastră ne permite să mergem pe această cale strântă, pe această cale anevoioasă,
Cu siguranță că această carte ne luminează multe lucruri. Este o carte care are foarte multe calități. Și problema gândurilor, a despătimirii, a stăpânirii gândurilor, care apare de nenumărate ori în carte, a fost imposibil să nu-mi aduc aminte de toate tradițiile, începând cu hinduismul, prin Shankaracharya, trecând prin toată tradiția abrahamică, de care sunt convins și astăzi, cum am fost convins toată viața, că este cel puțin o greșeală, nu vreau să spun mai mult, să ignori toată tradiția și esența tradiției abrahamice, adică cea pe care noi o știm că este conținută în cele trei tradiții, iudaismul, creștinismul și islamul. Există o continuitate perfectă de esență între ele. Cine citește texte spirituale din cele trei tradiții își dă seama că are și sigur le abordează așa cum trebuie, cu ochii, cu privirea scuțită, cum spune Dante, este imposibil să nu înțeleagă ceea ce se întâmplă în bună parte, evident, nu tot. Ceea ce ne transmite, de exemplu, sau ceea ce găsim în scrierile hinduse, în textele taoiste și așa mai departe. Deci această carte are, după mine, acest merit incontestabil, pe care eu personal, cel puțin, și mulți din prietenii mei, nu l-au mai întâlnit la o altă carte de asemenea factură. După aceea, faptul că accentul cel mai important cade pe gânduri și paza gândurilor și înlăturarea gândurilor, ține de o tehnică specială și fundamentală în orice abordare ezoterică a oricărei tradiții. Poate că ar trebui să mă refer mai la cea abrahamică, pentru că ne este mai apropiată. Nu există niciun fel de crevasă, nu există niciun fel de diferență, de sens, de esență, între cele trei texte fundamentale care constituie texte sacre, fundamentale, care conține tradiția abrahamică. Între Tora, între Sfânta Scriptură, între Evanghelii și între Coran. Din practica spirituală ne dăm seama că există acest caracter sacrificial al omului încă de la crearea lui. Unde sunt gândurile? De unde provin gândurile noastre? Sigur că ele vin de la Dumnezeu. Și atunci când omul a creat pe Dumnezeu, în rai erau doi pomi. Era pomul vieții și pomul cunoașterii binelui și răului. Adică omul a fost de la început în situația de a fi în prezența unității și dualității. Știm bine ce a ales. Nu se putea altfel. Pentru că toată creația care a fost pentru om, nu? Creată de Dumnezeu, a fost creată nu numai pentru el, dar și pe măsura minții lui, pe măsura înțelegerii lui. El a ales această cale duală. Este o cale sacrificială. Pentru că ea presupune o disjungere în natura umană, care supune o dedublare, dacă vreți, îl pune în fața unei alegeri pe care trebuie să o facă între două valori pe care le numim din Tora, nu? Binele și rău. Cunoașterea binelui și cunoașterea răului. Sigur că nu se poate pune problema ce se întâmpla dacă ar fi mâncat din pomul vieții. Nu, pentru că lumea trebuia să fie. Lumea trebuia să se nască. Cosmosul și noi toți trebuia să apărăm, trebuia să ne naștem, trebuia să fim creați la modul acesta. Dar natura sacrificială este până la urmă situația în care se află natura noastră umană, general umană, nu? De a fi între cel pe care Dumnezeu l-a creat după chipul său și care trebuie să ajungă la asemănarea cu el. Deci viața noastră e un drum de la început. De la asemănare la întru el. De la chipul lui până la îndumnezeire. Este exact, putem să ne dăm seama de asta după cele trei căi, cele trei etape, nu? Și anume purificarea sau despătimirea, iluminarea și îndumnezeirea. Asta ne cere Dumnezeu. Teargă Chardin spune foarte frumos. Omul nu este o ființă pământească ce încearcă să devină
ființă cerească. El este o ființă cerească care trebuie să redevină ființă cerească, să se întoarcă la locul de acolo de unde a venit. Sigur, natura existenței umane este sacrificială. Omul este un sacrificiu continuu. Dar cel mai important sacrificiu este sacrificarea eului. Adică, omul atunci când a fost creat, a fost creat cu un scop și acest scop îl privește pe Dumnezeu și pe noi. Rugăciunea. Rugăciunea este singurul mod legitim de existență a omului. În afara rugăciunii, dacă vreți așa, ca o figură de stil, ca o metaforă, dacă vreți, noi suntem și nu suntem în fiecare clipă. Atunci când ne gândim la Dumnezeu și ne rugăm la Dumnezeu, suntem. Când nu mai facem, nu suntem. Sau existăm, dar nu suntem. Pentru că singura legitimitate pe care o căpătăm, nu o căpătăm decât în rugăciune. Gândurile care ne vin, ne vin de acolo, de la această alegere inițială a lui Adam, a primului Adam, da? Din timpul primului Adam. De acolo vine această disjungere în noi, acest divorț în noi între două lucruri, între două aspecte, între două maluri, între care trebuie să alegem și care alegem întotdeauna, când într-o parte, când în alta. Dar cu siguranță că fiecare gest, fiecare gând al nostru trebuie să fie plin de Dumnezeu, pentru că dacă nu este plin de Dumnezeu, atunci nu este nimic. Atunci nu este nimic. Vedeți, Shankara Chari are un poem foarte frumos despre minte. Ce feste ne joacă mintea, ce tentații ne produce mintea. Și nu pot să nu-mi amintesc, și vă rog să-mi permite și cer și scuze totodată, nu pot să nu-mi amintesc în perioada adolescenței, când am început să citesc prima dată Schopenhauer și după aia am încercat să trec la Hegel. Nu știu cât am înțeles, dar cu siguranță că mi-a dat o beție pe care atunci eu am apreciat-o. Era o stare de solicitare intelectuală extraordinară. Mi-am dat seama târziu și când probabil mai m-am copt complet, nu mă copt niciodată, nu? Ca toată lumea. Asta este partea finală, nu? Și oricum o prindem aici, zic eu, decât cei aleși, nu? Mi-am dat seama târziu ce pericol era, pentru că ceea ce se ridica în mine era tocmai această multiplicare la nesfârșit a gândurilor. Ori gândurile, dacă nu sunt îndreptate spre Dumnezeu, știți ce înseamnă asta? Ați auzit de la antevorbitorii mei. Există o soluție pentru asta. Vedeți și în carte. La început, Martides mărturisește. Am început să citesc despre spiritualitate. Și acolo în șiră o serie întreagă de nume. Alan Watts, Madame Blavatsky, Krishnamurti și așa mai departe. E o întrebare simplă. De ce a citit? Cine l-a îndemnat să citească așa ceva? Curiozitatea. Sigur, e foarte bună. Numai că trebuie să ai și măsura acestei curiozități. De asta trebuie să ai pe cineva. Și întotdeauna ai pe cineva. Până la urmă. Care te îndrumă acolo unde trebuie. Știți, se spune în tradiția abrahamică, nu discipolul caută maestrul, ci maestrul își alege discipolul. Un lucru greu de înțeles pentru noi. De unde știe maestrul de noi? Știe. Pentru că maestrul este degetul lui Dumnezeu pe pământ, cel care te alege. Dispoziția, el este cel care, prin binecuvântare, și revin la acest aspect ezoteric al izihasmului, avem elementele importante, am spus, avem maestru spiritual, cel care dă binecuvântarea. Nu este o simplă formulă, este o transmitere de har. Este cel care îți transmite influența spirituală. Îți transmite, dacă vreți, din Sfântul Duh și posibilitatea de a intra în legătură. Nu? Pentru asta avem nevoie de el. Mi-aduc aminte de o povestire foarte scurtă. Un maestru spiritual, renumit, n-are importanță din care tradiția abrahamică este. E valabil. Era renumit pentru interpretările pe care le făcea pe textul sacru. Și câțiva discipoli se duc la el și îl roagă să le explice o parte măcar din textul sacru. Și el spune foarte simplu. Vă rog să citiți.
și eu vă interpretez. Să citiți cu voce tare și să traduceți. Și eu vă interpretez. La care, sigur, discipolul au rămas nedumeriți. Cum noi să citim, noi să traducem. Da, pentru că eu nu cunosc limba textului sacru. Acesta este un maestru spiritual. Așa cum maestrul spiritual transmite, cum s-a mai spus, admirabil aici, prin tăcere. Pentru că nu totul se poate spune. Învățătura adevărată este cea de la gură la ureche. Este cea de la maestru la ceea ce aude discipolul, pentru că numai maestru știe când să spună, ce să spună, cui spune, nu? Și toate lucrurile astea. Vedeți, noi avem probleme simple cu educația copiilor. Și pentru că provin din tagma aceasta a dascălilor, întotdeauna mă întrebau părinții cum să facă să nu spună nu copiilor, pentru că este moda care este acum pe educație. Și le-am spus, nu trebuie să nu spună nu. Problema este alta. Cum îi spui copilului nu, când îi spui, de ce îi spui și cum susții acest nu pe care îl dai, ca să nu-l simtă ca pe o privațiune, să-l simtă ca pe o îndreptare. Asta este problema educației. În spiritualitate se întâmplă exact același lucru. Toți părinții extraordinari pe care ați auzit până acum numele lor, aceștia sunt maestri spirituali, autentici. Și prin ceea ce scriu, nu se poate găsi tot, nu se poate găsi totul în ceea ce citim. Nu se poate. Întotdeauna, spunea un scriitor, de care sunt sigur că ați auzit, Ion Eghenon, spunea, întotdeauna trebuie să lași ceea ce este inexprimabil. Ori esența unui maestru pe care el ți-o transmite este o empatie spirituală specială aici. Și aceasta este prin tăcere și prin ceea ce nu se poate exprima niciodată. Cărțile au rostul lor, bineînțeles, dar să nu uităm că textele, cărțile, nu sunt decât o introducere, dacă vreți, pe o cale spirituală. Ele sunt, constituie o virtualitate a dezvoltării disponibilității spirituale pe care o avem. Gândurile ne copleșesc. V-am vorbit adineori de o tentație mare pe care o gândurile și care, bineînțeles că suscită, cum să spun, și orgoliul nostru și, mă rog, tot ce noi încercăm să îndepărtăm. Deci, există o soluție până la urmă simplă, ca să ne gândim mereu la Dumnezeu oriunde ne-am duce. Că mergem la servici, că mergem la terme, că mergem pe plajă. Nu putem pierde din vedere. Pentru că dacă pierdem din vedere o singură clipă lucrul ăsta, iarăși nu mai suntem. Doar existăm. Și trebuie să alegem între cele două, cum omul, cum tânărul modern, trebuie să aleagă între a fi și a avea. Așa trebuie să alegem și noi, între a exista și a fi. Și cred că a fi numai așa poate fi. Mulțumim foarte mult domnului profesor Teodoru Ghiondea, pentru că între timp am văzut în spate librăria s-a umplut de oameni. Să mai amintesc încă o dată pentru cei interesați la punctul la casă. Își pot achiziționa cartea Muntele Tăcerii de Chiriacos Marchides, apărută în colecția Spiritualitate Creștină la editura Herald. Și foarte pe scurt l-aș ruga pe colegul meu Mihai Liță să ne facă un rezumat al învățăturii spirituale din această lucrare din Muntele Tăcerii. Din discuțiile avute în pregătirea evenimentului, estimez că ar fi vorba, și s-a mai menționat aici, puțin mai devreme, de generații interlocutori, ar fi vorba despre logismoi. Voi fi scurt, am primit canon de la Sorin și voi asculta. Într-adevăr, cred că punctul culminant al acestei cărți este despre logismoi. Adică despre acest atac permanent al gândurilor, în special a celor pătimașe, a celor numite astăzi negative, cu care se confruntă orice ucenic. Ultima intervenție va fi, cum v-am zis, așa mai tehnologică și o să vă trec în revistă stadiile prin care trec aceste logismoi, modul în care aceste gânduri pătimașe se apropie de noi. Și după aia am să vă dau citire unui foarte scurt pasaj din Părintele Cleopa, pe care consider absolut notabil din acest punct de vedere.
Părintele Maxim spune în carte, toate bolile inimii sunt interconectate, dar bolile principale de la care izvoresc toate celelalte sunt ignoranța și uitarea de Dumnezeu. Atunci când oamenii stabilesc contactul cu natura lor lăuntrică și descoperă realitatea divină din lăuntru acestea, ni se vindecă automat de toate bolile inimii. Aceasta e adevărata vindecare a sufletului. Sfinții părinți identifică 5 stadii prin care un gând poate ajunge în noi sub formă de patimă. Se poate... A murit și microfonul. Nu, a murit, merge. Da? Păi, da. Deci sunt 5 stadii... Începe asta. Da. Totuși, mi-a dat un semn. Da. Mai încercăm. Da. Mergem. Primul stadiu este stadiul în care gândul ne atacă prima oară. Este un gând care bate la ușa minții noastre și ne spune, uite, fă, în carte era dat exemplu cu fură lucrul ăsta, nu se uită nimeni, ia. La acest moment nu se consideră propriu-zis un păcat, pentru că acest tip de gânduri apare la toată lumea. Părintele Maximus certifică și el că s-a confruntat în decursul vieții cu cele mai năstrușnice astfel de logisme. Al doilea stadiu este numit interacțiune. Asta înseamnă că începem să discutăm cu acel gând. Ce ar fi interesant să iau acei bani, de exemplu? Părintele Papacioc spunea, cu dracu nu stai de vorbă. Deci, pur și simplu nu-i acorzi atenție. În momentul când începi să dialoghezi, e foarte periculos pentru că te apropii de al treilea stadiu, care este stadiul consimțământului. Începi să consimți, să comiți ceea ce acel logismos te îndeamnă. Iei o decizie și în momentul ăsta îți asumi și vinovăția și răspunderea. În cazul în care omul nu se eliberează de acest stadiu și cedează în mod repetat, vedeți că e o cedare în trepte, ajunge la stadiul înrobirii. Sfinții părinți numesc acest stadiu înrobire. Acesta este, apare atunci când omul nu mai poate da înapoi și continuă acțiunea, care devine obișnuință repetată. Și stadiul final este cel al patimii sau obsesiei, când respectivul logismo este ca un fel de otravă care a pătruns în organismul nostru duhovnicesc și este foarte greu de scos de acolo. Rețeta pentru astfel de cazuri e dată în carte, ca să fac și puțină reclamă, dar este dată și într-o învățătură foarte importantă, după părerea mea, a părintelui Cleopa, despre paza minții. Nu cred că am apucat să spunem niciunul aici despre această trezvie sau de nepsis, care este această, cred că în termenii moderni, ca să respect canonul lui Sorin, s-ar numi mindfulness, deși are cu totul și cu totul alte dimensiuni, am putea să numim trezvia un fel de mindfulness creștin. Și sau conștientizare, am putea să o mai numim. Și iată ce ne spune părintele Cleopa. Trezvia atenției, nepsis, stă în trei lucruri. În a ne trezi cu mintea, a ne împotrivi păcatului de când este în minte și a chema pe Doamne Iisus. Trezvia noastră nu are nicio putere fără Iisus. A ne trezi, a ne împotrivi păcatului și a chema pe Doamne Iisus. Asta e filozofia duhovnicească. Acum mai e și a patra lucrare, ne trebuie și smerenie. Să ne trezim cu mintea, să ne împotrivim păcatului cu mintea, să chemăm pe Doamne Iisus și să avem mare smerenie a inimii și cunoștință de sine. Și el citează un pasaj din Psalm, am un sfert de pagină, din Psalm 136, fată a Babilonului ticăloasă, fericit este cel care va apuca și va lovi pruncii tăi de piatră. Sună puțin terifiant. Tâlcuirea Sfinților Părinți din Filocalie este așa, fata Babilonului este mintea noastră. Cred că înțelegem de ce. Cuvântul Babilon înseamnă amestecare, fiindcă mintea noastră este pur reamestecată cu gânduri bune și rele. De aceea o numim fata Babilonului, născută din amestecare, combinată cu amestecare. Iar fiii fetei Babilonului sunt gândurile minții, aceste logisme pe care le naște ea. Și cine-i fericit? Acela care-i tras cu mintea, deci e tot timpul conștient de ce se petrece mintea lui și ce gânduri-i pătrund,
Și cum vede că s-a născut din mintea un copil, adică un gând rău, îl dă de piatra Hristos? Cum ți-a venit un gând rău în minte, înțelegi? Ia de picioare și dă de piatră. Doamne Iisuse Hristoase! Vine un gând de curvie? Doamne Iisuse Hristoase, dă-l de piatră. Vine un gând de mânie? Dă-l de piatra Hristos. Vine un gând de trufie? Doamne Iisuse Hristoase. Vine un gând de viclenie? Doamne Iisuse Hristoase. Vine un gând de zavistie? Doamne Iisuse Hristoase și lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Mihailiță, cu speranța și cu încrederea că în urma acestui eveniment, în urma acestei dezbateri în această după-amiază, fiecare din noi plecăm acasă cu inima deschisă, cu inima împlinită, cu mai multe cunoștințe, cu mai multe informații. Aș vrea să fiu un asentimentul, înainte de a încheia, asentimentul și în dorința invitaților noștri din această seară, și am să-i pomenesc Andrei Căitănaru, părintele profesor Ion Puga, profesor Teodor Ghiodea și colegul meu Mihailiță. Vă dorim toți Paște fericit, sărbători cu multă lumină în suflete și cu multă înțelepciune. Mulțumim gazdei noastre din această seară, Librăria Humanitas Cișmigiu, pentru realizarea acestui eveniment împreună cu editura Herald, Isihasmul, drumul către rugăciunea inimii, prilejuit de lansarea cărții lui Kyriakos Markides, Muntele Tăcerii. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare, cred că aproape 2 ore, să ne ascultați, să-i ascultați pe invitați. Și așa cum închei și eu în emisiunea mea de la Canal 33, să citiți, să iubiți și să fiți iubiți. Vă mulțumesc mult!